vremurile noastre, căci parcă stâlpii lumii se sfărâmă și-ai vieții ani la fiecare în parte se scurg mai iute și într-un pumn se adună. Trăim vremuri când răul se încinge și prinde în mreje zeci, sute și mii. Când timpul-i prea scurt și nu ne ajunge, iar oamenii aiargă în locuri pustii. Vremuri când lumea nu-și mai simte vina și înaintează mereu înspre păcat, spunând că binele și răul sunt tot una, că totul e relativ și limitat. Când multe lucruri parcă se destramă, dorințe și planuri sunt luate de val, când omul bun nu e băgat în seamă, iar omul rău e pus pe piedestal. Vremuri când lumea se încrede în simțăminte și nu pe adevărul de veacuri neclintit, când omul pe el însuși se minte și crede că prin forme e neprihănit. Sunt vremuri de nădejde înșelătoare, când oamenii vin goi la sfântul altar. Trăiesc ca păgânii și zic, Doamne, Doamne, noi suntem creștini și avem parte de har. Ce vremuri sunt, o, Sfinte Tată, căci parcă și nouă ne-a slăbit puterea. Vedem atâtea în lumea asta toată și multe lucruri ne fură vegherea. Când inima ne este în durere brăzdată și nu găsim ieșire spre liman, când ne îngrozește lumea întinată, când nu avem nici forță, nici elan, atunci te întrebăm, Părinte, ne vei lăsa tu să cădem? Noi ce-am ales căile sfinte și un nume minunat, suprem, al tău răspuns răsună cu putere. Copiii mei, eu încă sunt pe tron. Aleluia. Nu tremurați în vremurile grele și nu vă înspăimânte niciun zvon, căci chiar te lovește vrășmașul, pe ai mei copii eu am să-i păzesc. Așa mi-am dat din veșnicii cuvântul și acum eu pentru voi îl împlinesc. Eu pentru voi dau chiar popoare, pe fiul meu l-am dat căci vă iubesc. În grele încercări și în strântorare, eu sunt cu voi, nu vă părăsesc. Dar nu doresc să văd altare dărâmate și nici păcat pe haina ce v-am dat. Nici certuri, nici familii dezbinate, ci unitate, pace și un cuget curat. Amin. Cinstiți-mă cum se cuvine. Vă spun azi vouă tuturor să ascult a voastră rugăciune și să vă vin în ajutor. Aleluia. Nu te teme, turma mea mică, căci nu te-am părăsit și n-am să te las. Ți-am dat cuvântul meu ce te ridică și Duhul meu te însoțește pas cu pas. Lumea va merge din rău în mai rău, căci m-au părăsit și robește păcatul. Tu așteaptă, biserică, pe mirele tău și împrăștie lumină peste tot pământul. Amin.